Tânăra, șicanată se pare de un șofer nervos, a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Așa se face că a izbit în plin un autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, o persoană în vârstă de 54 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Veneam de jos, mergeam în sus pe verde și mi-a apărut față de rus. A lovit puternic? Dumneavoastră? Păi da, păi dacă eram verde, eu îmi văd. Dumneavoastră circulați pe bulevard? Da. Veneați dinspre Craiova? Spre Timișoara. Și a venit din jos, dinspre poliție, spre Târgu Jiu. Păi ea zice, în prima fază, spus că o claxonă cineva din spate și plecă, că a recunoscut că trecu pe roșu. Acum nu mai recunoște. Dar oricum, m-am înțeles că sunt camere de luat vederi și se vede acolo. Ambii șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Stop! Trageți asta. Exemplu, da? Trageți. Lăsați-o, arătați. Până la urmă, edificatoare pentru soluționarea modului în care s-a produs accidentul au fost imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate în zonă. Polițiștii au verificat la sediul poliției locale imaginile pe care le-au corelat cu măsurătorile efectuate la fața locului și au dispus măsurile. Este vorba de o tânără de 28 de ani care circula din direcția Smărdan către bulevardul Tudor Vladimirescu. A pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului electric, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care circula regulamentar pe culoarea verde a semaforului. În urma impactului a rezultat o victimă în vârstă de 58 de ani, pasageră în autoturismul care rula regulamentar. Colegii de la biroul rutier au întocmit acte premergătoare pentru vătămare corporală din culpă, faptul prevăzut și pedepsit de cod penal. Tânăra a rămas fără permisul de conducere. Ea se află la prima abatere de acest gen.